Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint cum puteți să vă faceți acasă, pe căldura asta de 35 de grade, o băutură răcoritoare. Ce avem nevoie? Avem nevoie de NES, apă tonică, rece, o cană, un pahar și gheață. Să-i dăm drumul la treabă. Punem două lingurițe de NES în această cană. Punem două lingurițe de apă tonică. Așa. Amestecăm bine. Exact cum faceți un NES, așa amestecați. Dacă vrei să faceți mai multe băuturi, eu folosesc cam două lingurițe la un pahar din ăsta. Fiecare o face după gust, cum preferă. Dacă faceți pentru mai multe persoane, puneți mai mult NES, dar totul să fie rece și apa tonică și să aveți și gheață. Așa este mult mai gustos. Vedeți? S-a dizolvat. Acum punem 3 cuburi de gheață. Hai să punem 4. Așa. Acum turnăm NES-ul. Și punem apă tonică. Ia uitați ce culoare frumoasă. Dacă mai doriți să și amestecați, puteți să și amesteca puțin. Și a ieșit o băutură răcoritoare extraordinară. Gheața care am pus-o se topește treptat, iar spuma asta este făcută de apa tonică. Apa tonică se pune pentru spumă. Oameni buni, cam așa arată și să știți că este foarte bun, adică mie îmi place. Poate vouă nu o să vă placă, dar mie îmi place foarte mult. Este răcoritor, este rece, cu gheață, este perfect pentru un timp din asta căldură mare. Sper că v-am fost de folos și să-l consumați cu plăcere.